Salut și bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi sunteți la episodul cu 4, cred că, da. Bun, și astăzi vreau să ne ducem frumos să explorăm. Deci noi am explorat partea asta, da? Partea dreaptă. Ok. Dar, ce se fă partea stângă? Așa că asta m-am aflat în episodul de azi și vom încerca să începem a construi noua noastră bază, vreau să fac încă o căsuță, cred că aici, nu știu mai exact unde, sau probabil pe aici, dar eu cu pace și văd de ceva, care, unde ne vom depozita chesturile. Așa că, hai să mergem în partea stângă, să vedem ce se află acolo, pentru că, cred că cam asta vreți și voi să vedem ce se află în partea stângă, nu? Bun. Oh, come on. Sau, nu știu mai exact dacă facem camera cu chesturi. Mă gândeam ce să începem, nu să punem și chesturile, pentru că nu avem facem cu chesturi. Dar dacă mai avem timp, la videoclip, o să mergem și în biomul ăsta și să facem roz de niște chestii. Bun. În partea dreaptă ar trebui să găsim, ce fac eu ăsta? Uite-mă de aici. Ar trebui să găsim dungeon-ul și ce altceva? Cam nimica, nu? Doar dungeon-ul. Dungeon-ul și jungle-ul l-am găsit în dreapta, da, dungeon-ul. Nu avem nimic altceva. Dungeon-ul e destul de util. E destul de tare făcut. Dar da, acolo se găsește un alt boss care nu o să-l bătem acum, nu avem nicio șansă. Nicio șansă nu avem să-l bătem acum, așa că hai să facem și un rope ăsta, cea bun. Rope în plus. Să încep aici. Va trebui să vedem cum să. Bun. Bun, opa, o lentilă. M-a spus că avem nevoie de lentile. Că lentilele putem să... Câte avem? 5, ok. În 5 lentile și cu lentilele, m-a spus, putem să... Summonăm iar frătulul și noi vrem să-l batem de câteva mai multe ori. Pentru că, da, interesant, ați văzut că am putut să-l batem destul de ușor. Și, gen, dacă n-aveam poțiunea de Iron Skin, tot cred că puteam să-l batem. Că totuși avem destul de mult defense. Ok, nu o să intrăm acolo, o să vreau să începem de tot în partea aceea. Și nu știu dacă am găsit niște chestii pe aici. Da, am găsit, mi se pare că am găsit un loc în care am zis bă, că hai că ne băgăm altă dată. Aici? Cred că poate, probabil. Poate. Bun. Opa, ce e aici? S-ar putea să fie încearte sordul. Hai să vedem, aici intrăm, hai să intrăm. Intrăm înăuntru. Nu, e un chest, ok, ok, totuși. N-am intrat degeaba măcar. Oh, lol! Aici e Crimson, cum să fac? E Crimson? Deci aici e Crimson. Avem baion de Crimson și în dreapta și în stânga. Să vedem care e mai mare. Care baion e mai mare. Să fiu sincer, baionul ăsta de aici unde e poziționat acum nu mă deranjează deloc. Deloc. Dar baionul ăsta de aici și e și mic, mă deranjează. Pentru că e lângă jungle și nu-i bine. Lângă jungle să fie așa că o să-l exterminăm noi. Momentan nu, dar o să-l exterminăm noi. Deci,
Ok, Shane Potion, questo bene, Shane Potion, questa cassa vado mai via poi video clip. Questo è un kill ulacolo. Non so chi è andato a chi da. Come on, come on. Oh shit, no no no. Passaggio ci ferma automatico. Adesso ti batti, sono sicuro che ti batti in questa pista automatica. Momentan non ne paghiamo pentru ca nu avem de ce. Te o facem ceva aici, nu? Ok, da, uite dungeon-ul. Ok, și hai să ne avem norocul. Dacă avem... Ok, nice. Ma, bag... Eu vreau să mă bag până în jos. Poate avea noroc să găsim carte încântată. E o carte încântată pe aici care poate să spice bune chestii. Dar cum așa aventura până jos de tot. Hai să urcă o revedere înapoi. Eu nu vreau să scar până aici. Ok, deci nu e carte încântată aici. Ok, și aici trebuie să găsim ok. Ok. Ok, hai să luăm ce ne trebuie. Chiar vreau să las acolo. O să luăm asta, timp, bă, hai să luăm și chiar lăsăm acolo. Și că simt că dau dictastatură. da, aia, scuze. Ok, așa, hai să vedem, puteți să găsim cartea aia. Nu. Bă, ce bună. Ia, bine, dacă putem să găsim. Ne ajută să vedem King Slime foarte ușor. King Slime-ul e un boss, băiți, ca să vă lămurez cu toate chestiile. Uite niște piese de decorațiune. Hai să-i luăm. Luăm că arată bine. Ah, putem. Ok. Come on. Hai, bun. Așa. Și hai să vedem, deci, rope. Ăsta e old man, da, e old man-ul și, old man-ul, old man. Și atunci când o să se facă noapte și o să vrea să vedem Skeletronul, care e un boss destul de puternic, o să batem mai târziu, mai târziu. O să fie interesant oricum. Ho, 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 a făcut băieți, eu zic că a vlogat. Bun, hai să vedem concesc. Iar carte de asta, vreau să punem aici la noi. Să vedem Night Wall, hai să aflăm chestiile astea, că sunt puține, luăm ăsta. Vreau să luăm și chestul, sincer, așa că... Și puțin aia vreau să iau. Așa, bun. Ok, avem de toate. Ok, un concesc. E bine, e bine. Poate să ne pice... Aș vrea să ne pice radar. Ok. Wood Wonders of Sparking. E ok. Hai să avem Rital Bull și noi până la 3. Shiny luăm. Wooden Arrow. O luăm că se stachează și asta se stachează. Luăm ce se stachează. Ok. Asta așa așa. Bun. Că avem zona normală aici. Timp de mult după asta. Ar fi bine. Să zice, ar fi bine să spawneze Fallout aici. Pentru că nu are cum să. Nu cred că are cum să ajungă. Să facem să zicem. Creăm zona. Deci. Fel e bine. Ok. Am atât. Vreau mai găsi nimic. Oh, vreau să zic că mai găsi nimic interesant, da? Uite că ăsta e destul de interesant. Ok, am găsit un life 3. Life 3. Interesant, aici mă gândeam să facem casa. Uite un radar. Un radar. Mini potion, heal, ăsta e prea puțin, grenezi. Platforma, oricum...
Ja, noch Schwitz. Okay, jetzt hast du das Bier gesammelt. Nicht ein Problem. Kabel, wo kann man? Hier, wo ist die Kabel? Okay, ich suche mal einen Teil, Jam. Weil ich auch so ziehen muss, um die Chester. Und Iron Skin, okay, mit Trainer Faktor. Okay, ich kann auch ein Booster hier frei mult. Also, ich muss einen Trainer Skatur hier mult. Ich glaube, wir haben die Janoste. Ah, ich höre mal noch so, ich komm bei dem. Kann man, okay. Bun. Deci, fac asta. Nu de goblinul ăla, vreau să... Homo. Ce asta? Silver, poate n-avea nevoie. Plus că e platinum. Platinum e un or. Mineral destul de bun. Cu un radar. Este care e bun. Ok, este mai bun, care e melee speed. Și că ăla n-are nimica. Tendalium. De diplom dat. Desertor, ce cred că să-l aruncăm, mai zăm un loot, un film. Să duce jos. Ok, da, am găsit camera asta. Camera asta e destul de interesantă, ok. Oh, masterful! Ok, that's nice, ok. E... E bine. Oh, ce să aruncăm, nu știu ce să aruncăm, nu cred că e capran ce să aruncăm ca să punem. Oh, banii. Hai să dăm un loot așa, ok, avem nevoie de archery potion. Hai să luăm, hai să lăsăm dinul. Mă, și de bombe, avem nevoie de bombe. Hai să luăm, uite, lăsăm dinul ăsta. Ok, și vrem și ăsta, vrem și ăsta, hai să vedem ce luăm. Și aruncăm. Doar 2 crim... Crimson seed aruncăm. Să mă aruncăm pe aici. Jungle, ok. Dacă nu era în jungle, mă aruncăm. Asta dacă... Da, a zis bine, a zis. Hai să ne acum mai găsim ceva pe aici. Nu găb ce este acolo. A văzut. Uite aici. Nu vorează că n-aveți spațiu, facem spațiu. Bam, bam, bam. Ce să lăsăm pe jocul ăsta acum, băiți? Asta, bine, asta o să luăm acum ca să-l vindem. Că nu avem nevoie de el. Hai să luăm... Hai să lăsăm astea. Părăcinele astea. O să avem nevoie de flori celorlalte. Eu cu asta putem să facem poțiuni, dar cu ăla de gheață nu avem nevoie. Ce aici? Tu găsim un water chest. Oh, fuck. Bine că avem shine potion, frate, nu. Ok, hai să ieșim repede. Să luăm cea hituri. Ok, hai că ne-am înnecat. Dar ne înnecam acum iar. Oh, come on. Bun, hai să urcăm sus. Bun, hai că am pornit înapoi la drum. Bun. Hai să vedem, poate găsim ceva interesant pe aici. Deci nu mai avem, nu mai avem loc deloc în inventar. Deloc. N-am luat Angelul, nu? Da, uite, ăsta e Angelul. Angelul este un... NPC care desert, ok, care ne dă quest-uri. Wow, 300 HP, hai putem să-l dovedim. Uite pasarea noastră, ce de damage. Come on, hai putem. Nu e un mini boss sau ceva, e un o arătare. Bun. Oh, fin, dar e doar unul. Hai să luăm niște aer și hai să mergem. Hai să dacă, dacă avem noroc. E un loc de mare. Ok. Ce în partea asta? Nici eu nu știu, băieți, ce în partea asta. What the fuck?
sa modifica hard. S-a modificat mult hard, băi. Adică să dau un heal. Facem. Ok. Doar să mă uit și poate să ies. Da, moream. Mai aveam 12 HP, așa că mergem la asta, 4 silver, bun. Hai să dăm un quick stack și hai să ne apucăm de construirea casei. Ok, băieți, aparent... ne-am băcuit. Ok. Cam așa arată momentan. Asta, casa, nu e casa, e cameră cu chesturi. Aș putea să... Bună. Hai că ne șurcăm, băieți, ne șurcăm. O să iasă bine. Bun. Bine, băieți. Bun. Hai că am făcut o formă a casei care arată destul de ok, zic eu. Dar am zis că acum încolo, gen, să acoperi, să fac toate astea. Să le fac în cameră, pentru că cred că vă interesează și pe voi ceva acolo. Sincer, vreau să fac așa. Așa. Vreau să iau două uși, bun, de punem frumos una aici și una aici, dacă se poate, dacă se poate, și unul ăsta pe aici, și o scaun așa. Bun, asta le pun mai în spate ca să poată să se deschide și ușa inversă. Deci scaunul, masă, bun, și aici vreau să fac așa. Da, am pus o mică pauză, o mică mare pauză, am făcut, m-am dus pe unde, până undeva și am venit, aia probabil o vezi mai cu respirația, cu, gen, nu știu, că e la spui ce zic ce ai. Bun. Hai, continuăm acum. E mai important asta decât, e mai important videoclipul decât respirația mea, nu? Bun. Ok, deci vreau să-mi dați o notă sincer la casa asta. Eu zic sincer, acoperișul e prea mic, asta cred eu. Nu o să stau acum să modific, dar gen, asta am văzut eu. În rest, eu cred că arată destul de interesant. Să fiu sincer, așa, dacă continuam pe aici și nu era partea asta de jos aici și era așa unit, deci că arată cam un OZN acum, nu vreau să par nebun, dar... Cam așa arată acum, nu știu, să ziceți voi ce arată partea de sus. Și practic aici o să fie camera cu chesturi aici jos și dacă am zis, bă, dacă tot face camera cu chesturi, să mai facem încă două camere normale pentru villager. Hai că villager, trebuie PC-uri. Dar hai să mai luăm noi aici acum două scaune pentru BAM și pentru BAM. Și ne mai trebuie background, nu? Da. Bun. Ok. Acum dau seama. Noi știu că pe versiunea 1.4.1.2. Practic, 2 ora e la final de cam foarte mică chestie. Și acum dau seama că în 1.3 nu era wooden wall, era wooden background. Și de-aia ziceam background și era wall. Ca să, na, never mind, ceva stupid, probabil. Bun, așa. Vreau să decorăm fiecare casă, bă, băieți, vreau să decorăm. Punem, nu știu, orice găsim în altul, de exemplu, Chinese-ul ăsta. Nu le-am eu cu Chinese, acum știu ce, dar... Stai acolo. Lor, ziceți-vă și voi cum arată. Ok, hai mai luăm câteva. Așa că ajunge, nu ajunge. Acum ar trebui să ajung. Nu ajungi. Nici acum. Ba da. Băți. Bun. Și mi-a rămas fix unul care nu avea nevoie de el. Eva. Bun. Și acum, dacă noi dăm cu chestia asta. Bam, bam. Asta sweet. Ok. Suitable. Asta că mă trebuie să pun o ușă. Ca să facă două camere. Adică asta e considerat ca o cameră întreagă. Și pentru că nu e o ușă aici. Așa că punem o ușă repede, bam, uite aici. Bun, și acum hai să ne apucăm să punem chesturile.
O să stai, o să ne denumesc, vă dați seama, cu material, cu gameplay sau cu, nu mai știu. Dar o să vedeți că o să ne ajute foarte mult pe viitor, pentru că nu o să mai avem chestiile palantala și o să fie ordonate, aranjate frumos acolo. Deci, ca să vă explic cum vreau să fac, facem așa, pam, pam. Ah, băie, ce-am făcut? Ok, hai că remediez. Bun, băieți. Deci, dacă știe o persoană ce s-a întâmplat și de ce am pus pauză, o să vă dau un spoiler, nu e pentru că am plecat eu undeva. Așa, ca să... Nu am plecat nicăieri, am rămas aici. Doar că vreau să îmi spuneți în comentarii, în comentarii acolo, blanau, dacă v-ați dat seama de ce am pus pauză. Dacă v-ați dat seama, o să vă dau o inimioară foarte ușor. Opa, asta n-am pus greșit, tot fac. Gata, n-am mai greșit. Bun. Deci punem așa, 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 șpam, 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 șpam. Bun, și așa să facem și în partea cealaltă. Bun. Așa să facem și în partea cealaltă. Nu neapărat cu cestul ăsta, dar dacă de astea am, uite că deci ar folosi altele. Și văd că au venit villageri. NPC-ul la noi, avem NPC-ul, deci avem NPC-ul Painter, care e acolo sus, NPC-ul ăsta, care ne arată statusul, uite, are el White World 6% Crimson, așa că e bine, 6% Crimson, și ne dă niște seeduri ia pe aici. A venit demolatorul ăsta, care stă aici, mai venit Angelul, s-a mutat aici și cam aia e. Cam mai chestia nouă, cine a venit. Nu pot să toate, nu. Da, bun, acum băieți, rămâne să le sortez pe toate și să vă arăt cum l-a sortat. Bine, nu cred că o să reușesc să le sortez pe toate, pentru că n-am destul de chesteri. Dar astfel, pot să fac niște chesteri eu, una mea. Da, cât costă un chest? Așa, ai nevoie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, nu mai ajunge pe 8, dar mai ajunge pe 6. Și cred că e ok și așa. E ok, bravo, dar mamă, limba română, mamă, e tank, dar asta. Fac sim. A, și mai am două astea, una aici, telefon acolo. Așa că tot am să-l fac. Hai să le pun acolo. Bun. Unu și... Tu ai prea multe chestii. Bun. Ok, hai că mă apuc să le sortez și să pun itemul înăuntru. Bun, băieți. Hai că a revenit aici la baza noastră frumos. Și hai să vă arăt, am văzut ce soare l-am numit. Am lăsat un chest gol aici pentru că ăsta e o chestul cu oruri. Așa că va trebui să mut anvil-ul și furnace-ul de aici se mută acolo. Și ca să mutăm repede, repede, repede pe jur. Deci fără să merg aici și în aici. Bun. Hai să vă arăt cum le-am denumit. Deci avem așa. Can be place. Can be place adică cum ar veni ăsta, cum ar veni masa, cum ar veni ult. Gen, hai să vă explic. Avem un can be place, primul chest, can be place 1, can be place 2. Avem așa, asta putem să-l punem, putem să-l punem. Place it. Asta și asta putem să-l punem, chiar dacă e material. Ce mai avem de important, că îl putem să-l punem. Putem să-l punem și pe ăsta, și pe ăsta, putem să-l punem și pe ăsta, și pe ăsta. Asta chiar am pus aici, putem să le punem pe jos. Aia e camera place. Pa ammo. E un fel de... uite, asta e un, nu e ammo, dar le-am considerat eu ammo într-un fel, nu știu. Mereu pun grenada și orice, nu știu, ăștia la ammo, chiar dacă sunt consumable. Se vede acolo. Poțiuni. Aici am pus toate poțiunile, se vede că sunt... da, poțiuni. După aici am pus consumabilele. Consumabile nu. Da, consumabilele. Adică ce era așa de pe tot. Da, mai multe chestii pe aici, chestia asta. Hai să nu, o lăsăm așa multă. Bun, puteți să deschine pe aia și pus la fel, dar nu, lasă așa. După aia avem un sword, avem toate armele noastre, aici o să ne pun toate armele. După aia avem material,
Deci trebuie să folosești și la material, va fi ochii să folosești la material, o să fie cam material, ăsta e material, tot e material. Sunt nevoie câteva de astea, dar în momentan nu. Aici accesorii, adică toate chestiile astea. Și avem astea de aici, frumos. Aici blocuri, toate blocurile. După aia aici avem vanity item, costumele. După aia seed, toate vegetabile. Bun. Deci asta a fost casa, da? Bun. Asta e cât am filmat până acum. Am filmat 25 de minute. Da. Deci cam ăsta a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonul like, să strângem câte like-uri doriți. Eu am fost Andrei Albait. V-am lăsat. Pa, pa.